Suntem în standul Palper de la ediția 60 Milano 2022 și vreau să vă prezint un concept repetat de la Palper care se numește Small Living Kitchen. Este pus pe perete de aceea și ca să nu greșesc. Vreau să rupi o puțin mai aproape. Poate nu ne auzim de la muzică și atunci trebuie să vorbesc puțin mai tare. Ceea ce vreau să vă arăt este cât de compact e creat totul pentru spații urbane mici. De exemplu, aici avem ce înseamnă decorare, dar și încastrare de electrocasnice. Cum ar fi, de exemplu, cuptorul cu microunde, dar aici este și mașina de spălat vase. Ceea ce e foarte interesant e aspectul foarte bine gândit, respectiv aceste uși se pot închide. Și ele maschează în totalitate bucătăria. Partea aceasta este rezervată frigiderului. Arată foarte bine totul. La partea de insulă sunt accesorii care vin deasupra, de exemplu, chiuvetei care e optimizată să fie adâncă, să fie maximum folosită, iar deasupra ei aceste accesorii măresc spațiul de lucru. Inclusiv la nivelul plitei sunt foarte ingenioase aceste grătare care rămân fixe tocmai pentru ca spațiul acesta mic să nu fie problematic din punct de vedere al muncii. Iar pe partea aceasta, Bogdan, te rog, Bruno, este partea de depozitare unde există aceste sertare generoase în care pot fi mai multe recipiente înalte, dar și sertare organizate foarte bine, mai mici, pe compartimente. E valabil pentru ambele și e sugestiv ceea ce au pus ei aici. Deci, un concept inovator, patentat, adică cei de la Falper dețin brevetul, așa că, pentru cine este interesat de o bucătărie ingenioasă într-un spațiu mic, e bine să-i caute.